Iată-ne din nou împreună la Galeria de Artă Medievală a Muzeului Național de Artă din București. Carol I începe campania de restaurare a monumentelor românești cu Mănăstirea Argeșului. Între 1875 și 1886, arhitectul francez André Lecomte de Nuit a restaurat-o după metode științifice, amenajând spațiul funerar de aici pentru a găzdui viitoarele morminte ale noii familii regale. În ciuda opoziției restauratorului, la insistențele autorităților de atunci, vechile fresce sunt îndepărtate, iar pereții bisericii sunt acoperiți cu o pictură nouă. Pentru a nu le distruge, Lecomte de Nuit a aplicat atunci o soluție ingenioasă, în premieră pentru România, aceea de a extrage freșcele de pe pereții bisericii spre a fi păstrate într-un muzeu. Din păcate, doar 35 de fragmente de frescă au putut fi salvate, reprezentând mai puțin de 10% din pictura de origine a bisericii. Specialiștii muzeului, împreună cu arhitecții Vlad Țelea și Ștefan Țenovici, au realizat o simulare a amplasamentului originar al celor 35 de fresce, pentru a ne ajuta să percepem măreția de odinioară a bisericii și, în egală măsură, iremediabilă pierdere pentru patrimoniul românesc. Vă întrebați desigur cum de tocmai Biserica lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeș, dintre toate monumentele ridicate în țările române de-a lungul timpului, a devenit o imagine emblematică a artei românești. În mare parte, acest loc i-a fost rânduit de la bun început, fiind cel dintâi monument românesc care și-a găsit locul într-o carte, într-un manuscris caligrafiat cu peste 500 de ani în urmă. Viața Sfântului Nifon descrie amănunțit construirea bisericii, concluzionând că, deși nu este așa mare ca Sionul regelui Solomon sau ca Sfânta Sofia a împăratului Justinian, cu frumusețea este pe deasupra acestora. Poate tocmai frumusețea ei fără pereche a învăluit-o în mister și a localizat edificarea ei dincolo de istorie, în lumea fabuloasă a miturilor. Dar, așa cum putem vedea în tabloul votiv, biserica există în cel mai real mod cu putință, iar Neagoe Basarab, alături de întreaga sa familie, o ridică în propriile mâini și o oferă divinității. În învățăturile către fiul său Teodosie, Neagoe Basarab mărturisește că a construit această biserică în memoria mamei lui și adaugă că în niciun chip nu gândeam să o văd sfârșită. Biserica a fost într-adevăr finalizată abia de fica lui Neagoe Basarab, domnița Roxanda, alături de soțul ei, Radu de la Afumați, în septembrie 1526. O primă inaugurare a mănăstirii a fost însă organizată în 1517 de Neagoe Basarab, iar ctitorul a gândit sfințirea acestui lăcaș în termenii celui mai autentic eveniment de PR. A adunat aici întreaga creștinătate răsăriteană și toți invitații au plecat încărcați de daruri. Le-a arătat tuturor că era înconjurat de oameni valoroși, artiștii care au creat monumentul de la Argeș, și de parteneri puternici, printre care însuși Patriarhul Constantinopolului, prezent la ceremonii. În limbajul secolului al XXI-lea, se poate spune că Neagoe Basarab a făcut, în urmă cu peste 500 de ani, la Curtea de Argeș, primul exercițiu de branding de țară de pe teritoriul românesc și că i-a reușit.